Credincioși, deschidem cuvântul Domnului la Evrei, capitolul 11, pagină din Biblie 1184. Citesc începând cu versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Amin. Vă invit cu prețuire, cu respect să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, cred că merită din toată inima să spunem slăvit să fie Domnul. Am o misiune dificilă, ori de câte ori predic la tineri, deși predic de vreo 15-16 ani, 17 ani, am emoții. Am emoții că voi sunteți în epoca videoului sau în anii videoului. Ați depășit deja imaginea. Pentru adolescenții care vin după voi, cum sunt copiii mei acum, pe care încerc să-i feresc cât de mult pot de ceea ce vine acum, provocarea pentru noi ca slujitori va fi și mai mare. Dopamina este hormonul care se numește hormonul fericirii din creier. Și cu cât consum anumite lucruri mai mult, cu atât plăcerea crește pentru acel lucru și creierul cere mai mult din acel lucru. De aceea, de exemplu, Facebook-ul nu prea mai prinde la tineri pe când TikTok-ul a explodat. Pentru că te uiți 30 de secunde, dai mai departe. Iubiții mei, astăzi n-am venit nici cu video la voi, nici măcar cu un PowerPoint, că n-am mai avut timp să-l mai fac, dar m-am bazat pe ceea ce spune Scriptura, credința vine în urma auzirii. Auzirii. Îmi va fi foarte greu să vă țin 55 de minute atenți. Dar sper din toată inima că Duhul Sfânt va face ceea ce nu pot să fac eu. Și să știți că nu predic în primul rând pentru mine, deși Dumnezeu mi-a vorbit mie prin acest mesaj mai întâi, ci predic pentru sufletul tău. Ce s-ar putea următoarele 55 de minute, dacă vei fi atent, nu să-ți schimbe seara, ci să-ți schimbe veșnicia. Amin. Nu știu cât dintre voi ați auzit de gratificarea instant, sau satisfacția instant, sau plăcerea instant. Oamenii sunt programați să-și dorească să obțină lucrurile pe loc. Acest fenomen psihologic se numește gratificare instantanee, o forță puternică ce are la bază dorința de a experimenta plăcerea și de a trăi un moment de satisfacție fără întârziere. Practic, este dorința de a avea în acel moment un răspuns, o confirmare, în cel mai scurt timp posibil. Gratificarea instantanee este opusul la ceea ce am fost învățat, și anume că trebuie să existe un efort prin care să practicăm rezistența la frustrare și prelungirea intervalului până la momentul în care dorințele noastre vor fi îndeplinite. Nu v-am pierdut încă, da? Există dorința înnăscută de a avea ceea ce ne dorim atunci când vrem, ceea ce este de obicei fără nicio întârziere. Lucrez în informatică de 15 ani și știu că o pagină care durează mai mult de 3 secunde să se încarce, își pierde jumătate din vizitatori. Nu mai așteptăm 3 secunde. Dacă intrăm pe telefon și ni se pare că merge greu, mami, vezi că a apărut iPhone 14. Pentru aia e greu să intri în spiritual, în 2 ore de program, de serviciu divin, ce să mai spun de stăruință. Pentru că suntem într-o lume rapidă, într-o lume care e pe fugă.
și am vrea totul aici și acum. Iar corpul nostru, psihicul nostru, își dorește satisfacția imediată. Și vă dau câteva exemple și intru în mesaj. De exemplu, atunci când mergi la un examen la școală, ai două variante. Hai să zicem trei. Prima variantă, știi bine și iei notă foarte bună. A doua variantă, nu știi și iei notă proastă. A treia variantă, știți toți, nu? Copiezi și iei notă bună. Copierea e o gratificare instant. E o metodă de a fura care să te facă să te simți bine. Vezi, n-am luat 4, ca și ăla care nu a învățat. Nici nu am învățat, dar măcar am luat 7. Un alt exemplu. Colegii tăi fură la servicii, poate ai fost ispitit să fur și tu. E tot o gratificare instant. Îmi spunea cineva de un băiat din Anglia, sper să nu fie live chiar acum, care trimitea drujbe acasă de pe șantier din Anglia, nou-nouț, i-au zis că nu-i trebuie la șeful. Cum eu n-am văzut șef să nu-i trebuiască drujbe și machita, știți? Și trusuri de scule nou-nouțe. Că nu le lua pentru expoziție, știți? Pentru muzeu. Îmi spunea un băiat de fiți, de când m-am botezat, colegii mă ocolesc. Și am zis, de ce? Păi zice, nu mai fur motorină cu ei. Zic, slăvit să fie Domn dacă te ocolesc pentru asta. Adică, oamenii zic, măi, eu nu vreau să muncesc ca și taică-mi 30 de ani până strâng și eu un ban și îl pun la ciorap. Eu vreau la 20 de ani să am vila gata. Și tot o gratificare instant. Obișnuiești când ești prins la colț să folosești ceea ce se numește minciună? Pentru niciun păcat n-am luat mai multă bătaie când eram prunc ca și pentru minciună. Așa că vă dau o veste bună, aveți în fața voastră un mincinos iertat. Nu știu, oare și în sală sunt iertat sau care încă practică. Doamne, mai lucrează în seara aceasta. Iubiții mei, ascultați-mă, minciuna e tot o gratificare instant. Nu m-o prins, nu trebuie să roșesc, nu trebuie să recunosc. M-a întrebat la mărturisire, sunteți curați? Da. Am mințit. Nu m-a prins. Ai văzut? Iubiții mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun. Am 13 ani de căsătorie prin Harul Domnului în octombrie anul acesta. Nu mi-am mințit soția nici o singură dată. Deși aveam ocazie să o mint fără să mă prindă. În primul rând, pentru că slujesc, pentru că-s pocăit, unu, pentru că slujesc, doi, și trei, pentru că îmi trebuie încă 13 ani ca să mă creadă. Nicolae Iorga a spus așa, încrederea nu se pierde decât odată. Iubiții mei, minciuna e tot o gratificare instant. E tot ceva care diavolul îți oferă rapid ca să ieși pasma curată, să ieși din situație cu brio. Însă problema este că după ce ai mințit și cineva află că ai mințit, nu mai poate avea încredere în tine. I-am spus la cineva așa, te iert că m-ai mințit, dar nu-mi cere să mai am încredere în tine. Iertarea e una și încrederea e alta. Un vas care e crăpat din bucătărie poate să fie cel mai nou vas din bucătărie, cel mai tare vas, cel mai de marcă vas. Dacă e crăpat într-o singură parte, nu poți să-l folosești la nicio mâncare. Și dacă e crăpat într-o singură parte, te mai interesează în câte alte părți mai e crăpat? Eu personal vă spun, un om care minte poate face orice alt păcat din lumea asta fără să roșească. Să știți. Dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu, că îl slujești și te ocupi cu minciuna, sunt șanse mari să ai și alte păcate. Că întotdeauna minciuna trebuie să acopere ceva din spate. Eu dacă ieri am fost curat, nu trebuie să mint astăzi. Cineva spunea, mă, la voi la pocăiții e tare greu, că n-aveți voie să mințiți. I-am zis, n-avem nevoie să mințim. Vrei cel mai nou telefon acum? Faci credit ca să plătești apoi câțiva ani.
Și asta e o gratificare instant. Știți? Iubiții mei, vreau să ne uităm în această după masă la trei oameni care au practicat gratificarea instant. La care diavolul le-a făcut ofertă acum și Dumnezeu le-a făcut ofertă pentru mai târziu și ei au zis, nu vreau mai târziu, vreau acum. Și în a doua parte a mesajului o să ne uităm la trei care au spus diavolului, nu vreau acum, vreau mai târziu. Și la final vă las pe voi să trageți linie, să vedeți ce merită. 1. Samson. În Judecător 16, Biblia spune ceva și vreau să citesc neapărat despre Samson. Un om cu multe promisiuni de la Dumnezeu. Un om pentru care Dumnezeu a trimis îngeri ca să vestească nașterea lui și mama și tatălui au avut promisiuni fenomenale. Hai să citești și Judecător 14:2, că înainte de Dalila au mai avut o femeie, cel puțin. Judecător 14:2, când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui și mamei sale și a zis, am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor. Luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis, nu vrei să mai aștepți un pic? Zice, uite, ne uităm în cor, ne uităm la fanfară, sunăm și în țară, la biserica aia de unde ești, de unde ai plecat, să vezi, poate... Samson a zis tatălui său, ia-mi-o, căci îmi place. Subiectul preferat la conferințele cu tineri este căsătoria. Pentru cei necăsătoriți. Hai să vă spun ceva foarte important, iubiții mei. Nu confundați fluturii din stomac cu dragostea. Am văzut un băiat care a văzut o fată, s-a uitat de două ori la ea, o mărși la mami acasă, mami, zice, mă însoră. Nici nu a întrebat-o dacă... Știți? Iubiții mei, vreau să înțelegeți astăzi că în Portugalia și în Spania numărul de divorțuri este peste 85%. În România, din trei căsătorii, una se destramă. Nu știu cât e în Germania. Oricum, 40%. De ce fluturii din stomac nu îi țin pe oamenii împreună? V-ați gândit la asta? De ce fluturii din stomac din apa botezului, că și ăla e un legământ, nu îl ține pe om lângă Dumnezeu toată viața? Știți de ce? Nu confunda emoțiile cu principiile. Nu confunda sentimentele, da, cu principiile. Samson a zis, nu mă interesează dacă are Biblia subliniată, dacă vine la conferință, dacă umblă îmbrăcată modest, evlavios, cuvincios. Pe mine ce mă interesează este acum. Îmi place. Simt așa fluturi în stomac. Îmi scria un băiat zilele trecute, Hade Criste, am făcut botezul, nu mai simt dorință să mă duc la biserică. Zic, nici eu nu simt, dar mă duc. Cum, tu, păstor, nu simți? Nu, zic, nu simt. Nu simt fluturi în stomac, cum am simțit la 17 ani când am făcut botezul, să predic în seara asta, nu simt. Pentru că am trecut de perioada în care mă bazam pe sentimente doar. Pe ceea ce simt. Săptămâna trecută am dormit două nopți cu cel mic, pentru că soția au dormit ani de zile. Și din când în când mai facem cu schimbul, că se trezește de 3-4 ori pe noapte. N-am simțit la trei noaptea când m-a trezit să mă duc să-i fac lapte praf. Aș fi dat și bani, numai să mă lase în pace să mă culc. N-am simțit nimic. Dar pentru că dragostea mea pentru soția mea nu mai e doar eros, nu mai e fluturi în stomac, ci e legământ. M-am trezit din pace, m-am dus și am făcut lapte. Nici când schimbam persoană nu simt fluturi în stomac. Să știți că nu simt. Dar îmi dau seama că dragostea adevărată nu înseamnă doar I love you. Dragostea adevărată înseamnă și sacrificii. Iubiții mei, problema lui Samson a fost că s-o baza pe ce simte, ce îi place. 90-60-90. Ai văzut ce frumoasă e?
Și când nu mai e frumoasă, ce faci? Păi plec la alta, zice. Ce mai mulți fac așa? Acum am deschis telefonul și am primit un mesaj. Am zis, las că răspund de seară. Dar fata urla, femeia urla. Efectiv, prin ceea ce scria, plângea. Frate Cristi, m-am căsătorit, ne-am iubit, după un an de zile vin acasă de la lucru, el vine la servici, nici nu mă bagă în seamă. Toată seara stă pe jocuri și filme. Și eu încerc să cresc copii, să muncesc, să fac toate. De ce nu mai simte nimic? Iubiții mei, de aceea e foarte important să vă luați un băiat credincios și o fată credincioasă. Pentru că eu îmi dau seama că legământul care l-am făcut cu soția, l-am făcut înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu mi-e frică de Dumnezeu, ascultați-mă bine, nu o să-mi fie frică nici de nevastă mea. Sau nici ei de mine. Vorbesc frica aia în sens de respect, de ascultare. Nu frica aia că mă prinde. Nu. Îmi scriau fata de 13 ani, frate Cristi, vorbesc cu un băiat cu 6 ani mai mare ca mine. Zic, ce? What? 13 ani. Ce sfat îmi dați? Zic, până la 20 nu mai vorbim nici cu un băiat. De ce? Ca să-ți faci o relație cu Dumnezeu. Pentru că toată căsătoria ta de mai târziu va depinde de relația ta cu Dumnezeu. Eu nu pot să-mi iubesc soția decât dacă îl iubesc pe Dumnezeu. Eu nu pot să mă implic în familia mea decât dacă îl iubesc pe Dumnezeu. Dragostea Eros vine și pleacă, dragostea Agape rămâne. Erosul spune așa, mă iubește, iubesc. Agape spune, și dacă nu mă iubește, iubesc, că mi-e frică de el. Și că îl iubesc pe el. Iubiții mei, e atât de important să înțelegem lucrul acesta. Diavolul spune, trăiește clipa. Ți-a plăcut? Du-te, culcă-te cu ea sau cu el. Trăiește clipa, bucură-te. Nu-ți mai place? Du-te la alta sau la altul. Asta trăiește lumea. Și tot mai mulți dintre tinerii noștri sunt tentați să facă la fel. Și apoi vin lacrimile mai târziu și vin durerile mai târziu. Niciodată să nu faceți ca Samson. Să nu puneți sentimentele în fața principiilor. Să puneți principiile în fața sentimentelor. Nu mă îndrăgostesc și apoi îl întreb să văd. Minte, spune adevărul, e pocăit, nu e pocăit, e harnic, e lene. Nu. Mai întâi îl întreb, mai întâi verific. Îmi scria cineva astăzi, de Cristi, băiatul care vorbesc are câteva săptămâni de la botez. Ce părere aveți? Zic, prea riscant. Prea riscant. Măcar 3-4 ani să aibă, nu de la botez, de la întâlnirea reală cu Dumnezeu, că botezați-s mulți. Se poate confirma păstorul, l-am văzut la fiecare seară la rugăciune, l-am văzut la biserică, se poate confirma părinții. Adică intru în căsătorie, dar nu vreau să risc, nu? Nu vreau să risc. Iubiții mei, vă mai dau un exemplu de un tânăr care a preferat gratificarea instant. Acum! Sau, spune Biblia că a venit obosit. Acum, dacă vii obosit de la stăruință, e de înțeles, nu? Dar ele veneau obosit de la câmp. De unde fi fost? La vânat. Deși în evrei aflăm ce vâna. Și-a văzut pe Iacov, pe fratele lui, că terminase de făcut o ciorbă de linte. Mirosea bine. Pofta. Și Iacov a zis, măi, eu fac un test cu asta. Nu știu dacă o să meargă, dar încerc. Îmi dai dreptul de întâi născut, eu îți dau o poste de ciorbă. O zise, sau nu îi se pune problema. Și vine Iacov și spune, jură-mi. Lui Iacov nu i-a venit să creadă că ăsta își dă binecuvântarea pentru o ciorbă de linte. Iubiții mei, să nu uitați un principiu foarte important. Întotdeauna diavolul îți dă plăceri pe termen scurt ca să-ți ia binecuvântări pe termen lung. Plăceri pe termen scurt ca să-ți ia binecuvântări pe termen lung. În Evrei 11, în Evrei 12 cu 16, spune Biblia așa, vegheați, să nu fie între voi nimeni curvar și lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Și acum ascultați, că în viață o să ai două dureri. Ori durerea disciplinei, care aduce mari binecuvântări cu ea, ori durerea regretului, care aduce multe lacrimi. Tu alegi.
Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Vineam pe avion și pregăteam o predică și pregătesc o predică acum, în urmă cu 3 săptămâni Dumnezeu mi-a vorbit, pregătește o predică despre droguri. Am zis, Doamne ferește, cum să vorbesc despre droguri? O zi, Doamne, pregătește o predică despre droguri, că-i jale. Tot mai mulți tineri sprinși în asta. Tot mai mulți adolescenți. Iubiții mei, să știți că drogurile, tutunul, alcoolul, pariurile sportive, jocurile de noroc, toate oferă gratificare instant. Plăcere? Acum. Heroina. Experții au notat cu scor maxim această substanță. Este un derivat al opiului care face ca nivelul dopaminei din creier să crească cu până la 200%. Heroina este și periculoasă pe lângă că creează dependența asta, pentru că doza care poate provoca moartea e doar de 5 ori mai mare decât o doză necesară să-i dea unui consumator stare de euforie. Cocaina interferează direct cu transmiterea dopaminei în creier de la un neuron la altul. În esență, cocaina împiedică neuronii să oprească dopamina, ceea ce duce la o activitate anormală a sistemului de recompensă a creierului. Nicotina din țigări. Atunci când cineva fumează o țigară, nicotina este rapid absorbită de plămâni și livrată la creier. Experții au evaluat nicotina ca a treia cea mai dependentă substanță din lume. Nicotina face ca dopamina să crească cu 25% până la 40% atunci când o persoană fumează. De pornografie ați auzit? V-am dat exemplu de 3 droguri. Pornografia e mai puternică ca toate 3. E tentant. În urmă cu 30 de ani, dacă vrei să te uiți la o imagine murdară, trebuia să te faci de râs și să mergi la un chioșc cu ziare și să spui, dă-mi o revistă. Acum te închizi în cameră și intri pe ce vrei tu. Și totul e la un clic distanță. Gratificare instant. Eu personal primesc 10 de mesaje pe zi. N-am cum să răspund nici măcar la 5% din ele. 10 pe zi de tineri, de băieți și de familii distruse. Au practicat pornografia 4, 5, 6, 8, 10 ani. Atenție mare dacă sunt părinți în sală. Copiii români care au telefon consumă pornografie de la 6 ani. Atenție! Fata mea are 11 ani și încă nu i-am dat telefonul în mână. Are telefonul meu sau al mamei cu parolă, pe care o știu eu sau mama, soția. Atenție mare că îl baci tu cu mâna ta în iad. Ei consumă 7-8-10 ani pornografie, intră în căsătorie și vor ca în căsătorie să se întâmple ce-or văzut pe internet. Gratificare instant. Numai că soția aia credincioasă nu-i femeia aia stricată de la Hollywood. Și atunci el bagă divorțul și scrie pe foaie de divorț așa, incompatibilitate de caracter. Știți ce ar trebui să scrie? Incompatibil cu pocăința. Să nu zâmbiți la ce vă spun. Sunt sute de mii de familii distruse în România. Stau împreună numai din cauza pruncilor. Unii stau de rușine a bisericii, stau de rușine a comunității împreună. Că zice, bă, cum să ies, ce să fac în stradă? Mă duc în stradă? Că l-aș lăsa pe ăsta în pace. Dar ce fac? N-am unde să dorm. Ce fac cu pruncii? Că mașina de spălat o ia el, eu iau mașina de uscat. Dar fata și băiatul, cum îl împărțim? Toate gratificările instant ale diavolului îți aduc lacrimi și amară mai târziu. Fiul risipitor, un ultim exemplu și trecem la pozitiv. Fiul risipitor s-a uitat la tata
Atenție foarte mare, nu banii au fost problema la fiul risipitor, ci caracterul lui, că banii care tata îi avea, pentru tata au fost o binecuvântare. Când i-a luat băiatul, ori devenit un blestem. Nu telefonul e păcat, nu banii e păcat, nu mașina e păcat, nu casa e păcat, nu cuțitul e păcat. Că dacă ar fi cuțitul păcat, guvernanții din România și poliția ar fi băgat în închisoare cuțitele, dar au băgat criminalii. Fiți atenți acum la ce vă spun. Tot ce avem în lumea asta, primit de la Dumnezeu ca o binecuvântare, sănătate, plămâni, ficat, viață, vedere, bani, mașină, casă, dacă le folosim cu tata împreună și în ascultare de tata, ele rămân o binecuvântare mai departe. Îmi spunea un băiat aseară la masă, nu vă spun unde, eliberat de 9 ani de droguri. Frate Cristi, 5.000 câștigam pe lună de euro în Germania. 5.000 băgam în droguri. Am făcut un calcul acolo la masă, m-am oprit din mâncat și am zis, ai băgat 60.000 pe an în droguri? Și au zis, da, asta e o casă în România. Dacă s-o drogat 5 ani, sunt 5 case. Și au zis așa, eu de 9 ani sunt eliberat. Nu mai îmi trebuie gratificare instant, nu mai îmi trebuie plăcerea instant, nu mai îmi trebuie păcatul instant. Dar au zis, am colegi, foști prieteni, care în ăștia 9 ani sunt tot acolo. Și-au pierdut familia, și-au pierdut banii, și-au pierdut casa, și-au pierdut sănătatea, ori pierdut tot. De ce? Vreau acum și aici. Fiul risipitor când pleacă de acasă spune, tati, dă-mi. Ce spune când vine? Știe cineva? Tati, fă-mă. Fă-mă. Cuțitul din bucătărie pentru soția mea e o binecuvântare. Dacă îl dau la copilul meu de 3 ani, se poate ucide fără să-și dea seama. Cuțitul-i de vină? Nu. Copilul meu nu a crescut încă ca să poată folosi lucrul acela într-un mod corect. Nu s-a maturizat încă. De aceea, iubiții mei, în seara aceasta, mă rog, Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare. Foarte mulți tineri de care Dumnezeu vrea să se folosească sunt și aici. Dar ascultați-mă bine, înainte ca Dumnezeu să-ți ofere partenerul pentru căsătorie, întotdeauna diavolul vine cu altcineva și ți-l aruncă în față. Și întotdeauna cu ce vine diavolul, ascultați-mă, atrage privirea mai tare, izbește privirea. Dar să nu uitați, exteriorul atrage privirea, caracterul atrage inima. Exteriorul soției mele după 7 copii, nu mai e ca în ziua nunții, nici eu nu mai încap în costumul care l-aveam la nuntă. Asta nu înseamnă că ne iubim mai puțin, ci mai mult. Pentru că Pavel vine și spune, ceea ce e afară trece, ceea ce e înăuntru, auziți, se noiește din zi în zi. Vă dau 3 exemple, iubiții mei, de oameni care au refuzat gratificarea instant. Aveau oferte fenomenale în față din partea diavolului și au zis, nu, nu le vrem. Iosif, citesc Geneza 39:7. Atenție mare, Iosif era singur în Egipt când s-a întâmplat asta, fără comitet, fără păstor, fără familie lângă el, fără biserică, fără cor, fără orchestră. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit. Și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Vedeți ce important e că atunci când vine oferta gratificării instant, tu deja să ai o relație puternică cu Dumnezeu. Iosif nu a zis, păstorul nu mă vede, comitetul nu mă vede, părinții nu sunt aici, pot să păcătuiesc. Și mâine dacă mă întreabă, zic că sunt curat. Dar unde să știe că nu erau camere video?
Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voie să se culce și să se împreune cu ea. Și mai departe știe ce s-a întâmplat. Și acum auziți. A pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci i-a vorbit astfel: robul evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine să-și bată joc de mine. Știți ce mă așteptam aici? Iertați-mă că-s direct. Să o trăznească așa, un trăznit, că minte. Mă așteptam la asta. Știți că avem impresia asta că dacă îl slujim pe Dumnezeu și cineva ne-a mințit, și cineva ne-a făcut o nedreptate, bă, nu neapărat trăznit. Dar măcar să-l vedem că îl ia o durere de ficat. Măcar să-l vedem că intră cineva cu mașina în el și îl sperie. Doamne, unde ești? Hai să vă spun ceva ce am învățat la propria piele. Dacă ar fi dreptate în ziua de astăzi aici în lume, n-ar mai fi o judecată de apoi. Iubiții mei, pentru aia îți trebuie credință, nu fluturi în stomac să umbli cu Dumnezeu. Că Iosif, dacă nu era tare în credință, ar fi zis: bă, pe lângă că m-am ferit de păcat, mai fac și pușcărie? În aceeași celulă cu ăla cu heroina să fiu și eu care am fugit de plăcerile de o clipă? Ăsta-i Dumnezeul meu drept? Și știu că exact cu asta vine diavolul la unii din voi. Iubiții mei, dacă îl băga o zi în pușcărie și după o zi vine asta și spunea: nu e adevărat, scoate-ți-l afară, înțelegeam. Știți ce spun rabinii evrei? Biblia nu spune. Rabinii evrei spun așa, pe baza istoriei lor, că Iosif a făcut 12 ani de închisoare. Acum, dacă nu-ți trebuie credința aici, nu știu unde trebuie. 12 ani? Să știi că stai acolo pe nedrept. Dar știți că și atunci când ni se pare că Dumnezeu nu lucrează cu dreptate, de fapt ne modelează pe noi și ne pregătește pentru viitoarele binecuvântări. Că dacă Iosif nu făcea pe nedrept anii aia de închisoare, mai târziu ar fi zis către frații lui: când îmi dați haina, o să vedeți greu. Nu, știți ce o zis către frații lui? Hai să mâncăm împreună. Ce mai face tata? Chemați-l și pe el. Iubiții mei, îmi doresc din toată inima în seara asta, Dumnezeu, să ne imprime acest exemplu al lui Iosif în minte. Să nu-l tratezi cu ușurință. Să te uiți la omul acesta și să-ți dai seama că a pierdut pe termen scurt, dar a câștigat pe termen lung. Pentru că a refuzat păcatul acela, mai târziu Potifa a ajuns robul lui, că vineau egiptenii și se închinau înaintea lui pentru o gălată de grâu. Dacă cădea în păcatul acela, rămânea toată viața robului Potifar. Poate că nu-l prindea nimeni, dar nu mai era prin el salvarea poporului evreu, n-ar mai fi rămas în Genesa ca un erou. Asta vreau să te fac conștient astăzi. Dumnezeu te poate ierta, te poate transforma și te poate folosi. Nu știu, mai sunteți aici? Auziți? Foarte mulți se opresc la iertare. Frate păstor, Domnul m-a iertat. Și păstorul vine iară că iar o căzut. Iubitul meu, te iartă, dar vrea să te transforme. Și după ce te transformă, vrea să te folosească. Transformarea e dureroasă. Transformarea e dureroasă. Pentru Iosif a fost pușcărie 12 ani. Pentru David vreo 10 ani de alergare prin pustie. Că ăsta e al doilea exemplu care vreau să vi-l dau. 1 Samuel 26 cu 7. Fugea David prin pustie și la un moment dat parcă ai fi zis: mă, cred că Domnul m-a pregătit. Uite aici, izbăvirea în fața mea, nu? Concurentul meu e în mâinile mele. Auziți ce se întâmplă. David și Abishai s-au dus noapte la popor și iată că Saul era culcat și dormea în cort. Abner și poporul lui erau culcați în jurul lui, adică garda de corp a lui Saul dormea și Saul dormea. Atenție, când se întâmplă pasajul ăsta, David deja era uns împărat și despre Saul Biblia deja spunea că e lepădat. Putea să zică David: mare Domnul meu, cum îi scoate Domnul în cale, mă zice. Numai Domnul mă ajută.
Auziți? Abishai a zis lui David, Dumnezeu dă astăzi gratificare instant, bucurie instant. L-ai omorât, ai luat tronul. Lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea și să-l pironez dintr-o lovitură, ca să n-am nevoie să-i mai dau altă. Putea să zică David, Doamne, știi că nu a fost ideea mea asta. Dar am niște oameni lângă mine, nu știu, tu i-ai binecuvântat cu idei geniale. Nici măcar, Doamne, eu nici nu mă tind de asta, zice. Dar se vede că numai Duhul Sfânt a vorbit până omul ăsta. Na, ocupă-te, succes. Eu nici nu mă uit, zice. Ce fain e muntele, ce fain e răsăritul, zice. Na, e mort? Dar David a zis lui Abishai, nu-l omorâ. Căci cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Știți cum a mai durat încă o bună perioadă alergări, judecăți, țiclac și alte lucruri grele pentru că David a refuzat gratificarea instant. Iubiții mei, să știți că atunci când Dumnezeu ridică pe cineva, n-are nevoie să o facă călcând peste cadavrele altora. Lasă-L pe Dumnezeu să se ocupe de vrăjmașii tăi. Tu ocupă-te să poți ierta, să poți răbda, să poți birui. David a pierdut în ziua aceea. Cred că Abishai o fi zis lui Ioab, bă, dar ce împărat slab avem, mă. Cine i-a pus lângă ăsta? O pierdut în ziua aceea, și ca și imagine, și ca și instalare pe tron, dar vreau să vă spun că mai târziu Dumnezeu spune, omul ăsta e om după inima mea. După inima mea. Iubiții mei, vă mai dau un exemplu. Moise. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Gândiți-vă să treacă Faraon averea pe tine. Imaginați-vă că în Germania astăzi vine cineva care are 100 de milioane de euro. Și spune așa, auzi, nu-și cer mare lucru. Numai să nu mai merg la biserică, cât trăiesc eu, apoi pot să merg. Și trec averea asta pe tine. Și Egiptul nu valora 100 de milioane de euro. Erau acolo piramide, Cheops, Chefren, Mikerinos și altele care încă sunt în picioare astăzi. Auziți continuarea. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Ce ridicol pare lucrul ăsta. Să te iei și să mergi în pustie cu niște oameni care au fugit peste noapte. Ori apucat și ei niște oale. Ce-o putut? Iubiții mei, dacă n-ați ști istoria lui Moise și n-ați citit-o și v-aș pune azi înainte două poze. Un om plin de praf, plin de transpirație, care merge cu niște oameni într-o pustie, spre Sahara, dau un exemplu, sau Sinai, sau ce vreți voi, sau pustia Shur. Și în alta v-aș pune un om care un împărat, cu ceptru, cu ce vreți voi, cu bogăție lângă el. La care ați dat like? La care poză? Dacă n-ați ști istorie. Asta e teama care am în fiecare zi în inima mea. Că mă uit la ce oferă lumea, mă uit la ceea ce e înălțat în ochii oamenilor și vine să dau like. Am închiriat o mașină din Miuhăn pentru că mă duc la câteva biserici și ies mai ieftin să închiriez o mașină decât să vină frații de la 300 de kilometri în fiecare zi altcineva după mine. Și m-au dat o mașină în care m-am rugat, Doamne, ajută-mă să rămân smerit. Foarte faină. Și în timp ce o conduceam și mă bucuram, știam că nu o să-mi cumpăr așa niciodată, dar am zis, mă, măcar 4 zile mă bucur și eu. În timp ce mă bucuram, mi-a adus aminte Duhul Sfânt de bunica mea. Și a zis, Cristi, adu-ți aminte că nu a avut nici măcar Logan bunica ta. Dar tu cu BMW-ul ăla, cu X1-ul ăla închiriat, pe care ți-l-a dat, ei nu l-am cerut. Eu am cerut să-mi dea un Volkswagen Nora, v-am dat un X1 de 2023. Eu cu ăla am întârziat ieri la biserică. Și-a zis, bunica ta, a zis Domnul, bunica ta merea pe jos și nu întârzia. Mai ai ceva de argumentat? Că eu imediat i-am dat like la poză.
Și cred că Domnul nici nu s-a uitat la ea. O zice, ce-i cu hârbul ăsta? Am teama asta în inima mea și o vezi și voi. Că suntem tetați de imagine. De ce izbește privirea? Nu-i păcat să ai un X-ul, n-am zis, mai ales dacă care văduve și orfan cu el, Domnul să-ți dea 10. Nu-i păcat să ai bani, păcat e când banii te iau pe tine. Nu-i păcat să muncești, păcat e când nu mai ai timp din cauza muncii de biserică. Atunci e păcat. Dar vreau astăzi, iubiții mei, să ne uităm la un om care, nu știu, ar fi trebuit să-i se dea premiul Nobel pentru matematică. Nu știu dacă vă place matematică. Am fost nevoit să o învăț pentru că m-a zis maică-mea când eram în clasa 12-a, dacă vrei să intri la Pol, la Timișoara, la calculatoare și la informatică, o zis, eu am 9 prunzece, voi sunteți 9. Bani, n-am să ies în facultate. Știți că e fain că, dacă părinții n-au bani, că trebuie să pui mâna pe carte. Altă variantă nu ai. Și o trebuie să învăț matematica. Și integrale, și derivate. Mi s-a părut ușor bacalaureatul la ce examen am avut la Politehnică. Dar uitați-vă aici un om, nu știu dacă știa integrale și derivate să facă Moise. Dar auziți ce matematic a făcut. El socotea o cară lui Hristos. Ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Ce teoremă a aplicat? Că nici dacă a picit Pitagora, Tales, ce a aplicat? Ce teoremă? Știți unde e secretul? Avea ochii pironiți spre răspătire. Sunteți tineri și nu cunoașteți multe. O să le cunoașteți în timp. Și o să vedeți că un slujitor sincer o încasează în fiecare zi. Și o să vedeți că o mamă și un tată cu frică de Dumnezeu îți bajocorii zilnic. Și o să vedeți că o fată care nu se culcă cu niciun băiat e făcută proastă, nebună și tot ce vrea. Și o să vedeți cum un băiat care vine cu Biblia la biserică, întotdeauna, de cele mai multe ori, e privit suspicios decât ăla care vine cu blugii strâmți, stăiați, picior peste picior, telefonul. Și zici, mă, dar cum o să rezist? Că m-a înjurat cineva alaltă, iar și-am crezut că Dumnezeu îmi face dreptate și Dumnezeu a tăcut și a zis, taci, taci și tu taci. Și nu vă spun altele ca să nu-mi pierd răsplată pentru el. Și aștept Dumnezeu să intervină și mi-a zis Dumnezeu, la Abel n-am intervenit. La Nabot n-am intervenit. La Iacov, când l-a ucis cu sabia, n-am intervenit. De ce să intervin la tine? Ești mai special ca ei? Și atunci nu mai ai nevoie de fluturi în stomac, de feeling-uri, de simți. Nu, numai credința te mai poate ține în picioare. De aia spune, prin credință. O zis Moise, ca să-mi iasă bine calculele, asta e concluzia. Întotdeauna răsplata din cer e mai mare decât bajocura de azi. Întotdeauna. Bun, dar arată-mă o poză, zice. Arată-mă o poză cu cerul. Nu, nu. Și atunci spune că ești prost, că ești înapoiat, că ești îngust, că ești legalist. M-a anunțat Facebook-ul că iau 1000 de înjurături pe săptămână. Că vestim Evanghelia pe internet. Prima tentație, știți care a fost? Să intru la comentarii și să văd în ce oraș o să ia. A cui e? Și o zic, Doamne, taci din gură.
E greu să taci, nu? Bă, dacă furai heroină, s-o vinzi, știți cât e gramul de cocaină? 120 de euro. Știți cât e kilogramul? 120 de mii de euro. Mă, dacă furam și mă prindea și mă înjura și mă bătea și poliția, bă, pentru merit. Dar predici Evanghelia, te păstrezi curată. Stai lângă Domnul, te rogi mai tare, vorbești în alte limbi și te rogi jocorii. Cum reziști? Prin credință. Într-o zi spune Biblia, și mă apropii de încheiere, nu vreau să predic foarte lung. Într-o zi spune Biblia că Mardoheu a descoperit un atentat la adresa împăratului și nu știu cum, o mărs, o spus acolo despre atentatul ăla, împăratul a pus garda pe ei, i-a prins pe ăia, cum se pregăteau să-l asasineze pe ăsta. Acum vreau să vă întreb, dacă erați în locul lui Mardoheu, n-ați fi așteptat măcar un mulțumesc de la împărat? Bă, dar ți-am salvat viața ieri. Bă, nu zic să mă pune lângă el pe tron, că nu, poate că e prea mult. Dar mă, măcar să pună în ziar, în adevărul, nu? Să apar și eu la ProTV pentru 5 minute. Că am făcut un lucru fain. Așa e că ai... Mă, dar... O zis Mardoheu, mă, și dacă nu ați fost mulțumesc, eu tot așa rămân. Ascultați-mă, dacă Dumnezeu nu-ți răsplătește acum, o face pentru care o răsplată mai mare mai târziu. Dacă apărea la ziar Mardoheu atunci, era o bucurie, o satisfacție, mă, și numele meu a apărut, vedeți, mă, un rob în Babilon. Dar mai târziu, nu mai putea cu articolul ăla să salveze o națiune întreagă. Mă gândesc la Lazar. Marta și Maria și Lazar. Și Iisus, prietenul lor. Și-o zis Marta către Maria și Maria către Marta, hai să trimitem pe cineva. Și-o trimis după Iisus. Și auziți ce scrie Biblia, că nu mai citesc. Citiți voi acasă în Ioan. Iisus iubea pe Marta și pe Maria. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, s-a urcat în Tesla, 180, nu? Vorbesc în termeni noștri. Eu așa făceam. Noi, imaginați-vă ce scrie așa. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit. Doamne, dacă mă iubești, de ce întârzi? V-ați imaginat când a venit ăla acasă, robii ăia trimiși acasă. Și-o zis către Marta și Maria, i-am zis. Și ce-o zis? O zis că mai puteți aștepta. O să se stați să ne știți că nu e așa grav. Era bolnav. Între timp moare. Câte gânduri o frământa femeile alea în două zile, în trei zile, în patru zile? Că atunci când o venit, deja spune că era de câteva zile în mormânt, nu dacă nu chiar de patru, spune acolo. Mirosea greu. Și te uiți la distanță și spui, dacă m-ai iubit, de ce n-ai venit mai repede? Și-a zis Iisus, am întârziat să fie minunea mai mare. Numai că unii ori întârzi o viață întreagă ca să fie răsplata din cer complet. Că ți-ar putea da aici, să zică, uite, îți dau Dubaiul, că ai făcut 14 ani. Vorbrand! 14 ani? Uite, îți dau Dubaiul. Numai că după 80 de ani te mor, nu? O zis, nu, îți dau cerul. Ai credință că îți dă cerul? Iubiții mei, diavolul îți dă instant plăcerile păcatului, iar Dumnezeu îți spune, așteaptă. Plăcerea adevărată nu e în nicotină, nu e în cocaină, nu e în pornografie, nu e în minciună, nu e în furt. Plăcerea adevărată e frica de Domnul, pentru că umblarea cu Dumnezeu aduce răsplătire extraordinară. Închei și apoi ne rugăm, spunându-vă că în 1987 a avut loc primul transplant de inimă din Polonia. A fost o bucurie mare, a fost un eveniment fenomenal, s-a auzit în toată lumea. 23 de ore au durat operația. Și acum există poză pe internet,
Doctorul extenuat undeva în colț, în colțul salonului, prăbușit era asistentul lui de oboseală și pe masă era omul întins cu o inimă nouă. Bă, poate nu-i ceva interesant, dar auziți finalul. 30 de ani au mai trăit pacientul ăla cu o inimă nouă. Din 1987 până în 2017. Bă, nici asta nu-i interesant. Nu. 30 de ani. Știți ce m-a mișcat pe mine? Că în 2009, doctorul care l-a operat a murit înaintea pacientului. Și acum auziți de ce? Din cauza fumatului. Cancer la plămâni. Iubiții mei, când am citit lucrul ăsta pe Twitter, am rămas tablou, am rămas mirat. Am zis, mă, să intre în istorie, să rămâi în istoria Poloniei, că ai făcut prima operație de inimă. Și să nu te poți opri de la o țigară consumată zilnic. Ce ziceți? Ăla pe care l-ai ajutat tu, ăla la care i-ai dat o altă inimă, să trăiască mai mult ca și tine și pe tine. Gratificarea și plăcerea păcătoasă, instant, repetată de mai multe ori, să te distrugă. Iubiții mei, în seara aceasta, predica asta a fost pentru mine mai întâi și apoi și pentru voi. Vreau să facem o rugăciune acum la sfârșit. Aș vrea să te gândești când vine următoarea ispită, că tot ce îți dă diavolul plătești și tot ce îți dă Dumnezeu plătește El. Tu nu mai trebuie să-L asculți. Ne-a cerut Dumnezeu bani pentru care sperăm aerul Lui? Vreau să vă întreb, cât v-a venit factura pentru că vă bate inima de 100.000 de ori în 24 de ore? Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile făcute, spune Biblia. Dar știți ce ar vrea? Ar vrea să nu mai accepti oferta diavolului care ți-o bagă în față. Și zice, trăiește clipa. Trăiește clipa, bucură-te de clipa asta. Și eu am avut colegi care m-au chemat în toaletă să fumăm cu ei. Și mi-era tot mai greu să-i refuz. Tot mai greu. Și într-o seară m-am dus la stăruință după Duhul Sfânt. Și înainte am intrat pe la mărturisire și am zis, Doamne, dacă nu-mi dai o putere mai mare ca mine, eu o să cad într-o zi. La prima rugăciune, într-o biserică din Arad, nu m-am dus în față din prima, am zis, când începe rugăciunea, mă duc și eu în față, că aveam numai 14 ani. Și cu câteva seri înainte, într-o altă biserică, când am vrut să stărui, o zis păstorul, jos, că ești prea mic. Nu eram prea mic pentru minciună, numai pentru Duhul Sfânt. Să știți că câtă vreme e sincer, Dumnezeu nu te lasă. La prima rugăciune m-am stricurat în fața acolo și m-am rugat. Și am zis, Doamne, nu vreau să trăiesc clipa pe care mi-o oferă diavolul. Dar am nevoie și cred că Tu poți să-mi dai Duhul Sfânt și să mă umpli cu El ca să pot refuza plăcerile de o clipă ale păcatului. Am o veste bună. La prima rugăciune, Domnul m-a dat Duhul Sfânt. Au trecut 23 de ani de atunci. Și nu m-a lăsat o zi singur. De aceea te motivez în seara asta. Ai nevoie de credință și ai nevoie de Duhul Sfânt. Nu poți să reziști. Dacă mori ca tâlharul de pe cruce, în ziua când te predai, mori, atunci reziști. Dacă însă te dai jos de pe crucea aia și mergi într-o lume plină de ispite, plină de lucrurile păcatului, că știți ce lună sărbătorim acum, nu? În ghilimele, nu noi, planeta întreagă. O băgat ca o flandă în România, cărucioare color. Va fi jale, iubiții mei, ce ne așteaptă de anii următori. O să vină cea mai mare prigoană din istoria lumii. Și o să fii tentat să nu-ți pierzi casa, să nu-ți pierzi locul de muncă. O să fie tentant să zici, nu-L cunosc pe Iisus. Ca să mă protejez, dar au zis Moise, vezi că dacă te uiți la cer și la răsplătire, merită să suferi orice. 40 de ani a fost Moise în Egipt, 40 de ani în pustie și apoi 40 de ani spre Canaan.
Hai să ne ridicăm în picioare. Vreau să facem o rugăciune cu toții, dar mai spun un cuvânt înainte să ne rugăm. Dacă este cineva care nu a făcut încă botezul, dacă este cineva în seara asta aici care au zis, mă, vin și eu să văd cum o fi. Și ai simțit că în seara asta Dumnezeu ți-a vorbit. Și e momentul predării tale și vrei să mă rog pentru tine împreună cu fratele Adi, în timpul rugăciunii poți să vii aici în față. Eu nu o să insist că n-am nimic de câștigat. Dar știu că și eu am ieșit într-o zi în față și Dumnezeu mi-a schimbat viața. Hai să facem o rugăciune. Nu trebuie să ne uităm cine este, cine nu iese. Dar hai să ne legăm de acest cuvânt. De anularea gratificării instant pentru primirea răsplătirii de mai târziu. Doamne, primește rugăciunea noastră. Amin. Ne rugăm împreună.